urcat de popă, de cum spunea în ziua de Paște acest Nișcă, care ne îndeamnă să ne dăm copiii pe la școli, pe fete, dar nu. Zice la care boierul zice, moșnică, s-a dus laudă lui Dumnezeu că v-a pus mâna în cap cu un astfel de preot școlit în apus, care vă vrea binele, să vă ridice la lumină. Și din nou părintele Radu, care era deosebit de tenace, tocmai de aceea și școala poartă numele frate Popeia, și în primul rând preotul Radu Popeia a fost cel care a ținut sus steagul acesta al culturii săcelene, din nou întâlnește preotul, să zice moșnică, să-l ascultăm pe părintele Radu că ne vrea binele. Și uite, eu scot 100 de galbeni și dau pentru școală. Și vor da și cei patru ficiori ai mei, că vreați de aici câte 25. Ăștia am început să se ducă, nu avem. Ba aveți, știu că aveți. Până până și dați, așa este bine. Sunt lucruri extraordinar de interesante în cartea. Cartea e scrisă cu atâta suflet cât dă pe din afară sufletul acesta al marelui economist. Aș vrea să închei cu o inițiativă a despărțământului Astra Frații Popeia, a conducerii prezent aici în întregul ei, care va depune în acest an aniversar al lui Moroianu un proiect, un foarte important proiect transnațional care se va intitula așa: Astra Săceleană susține limba română și datina străbună în Basarabia de Sud. Legându-ne de faptul, a spus și o antevorbitoarea mea aici, că Moroianu a fost atașat în multe țări europene, majoritatea făcând parte din Uniunea Europeană, dar și în Rusia, la Odessa, noi am zis că ar fi bine ca să mergem acolo cu un ansamblu, cu ansamblu Astra, cu tineretul de acolo și cu niște persoane reprezentative pentru Oștea Săceleană, să cinstim, să ajutăm pe românii care mai există acolo în Bugeac, unde mergeau noștri cu oile, și lucru evocat și de Moroianu în această carte, să cinstim. Am primit o invitație de la CIRO. CIRO înseamnă, e o organizație, un centru de informare românesc la Universitatea de Stat. Bineînțeles, ucraineană, de la Izmail. Doamna care conduce acest institut mi-a spus zilele trecute că deja a anunțat la consulatul nostru de la Odessa această venire a noastră, probabil cu ocazia Zilei Limbii Române din vară. Vă mulțumesc că m-ați suportat. Erau multe, multe de spus și vă invit să citiți această carte și să o prezentați mult mai bine ca mine. Thank you.